Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De-a zile trecute am dat peste un titlu care m-a oprit din loc. Începe așa, titlul unei știri: haos în Cluj. Eu când văd haos în Cluj, mă opresc din tot ce fac. Și îți imaginezi. Da, un haos cu încetinitor. Dar scrie așa: haos în Cluj. După ce un tânăr și-a adus copilul ca să sară coada de 100 de persoane la parcare. Și aș vrea să știu ce credeți despre acest subiect. Știți că recent a fost adoptată, recent adică anul trecut, în 2023, la inițiativa, cred că... A Mirelei. Mirela Retegan a avut inițiativa asta, nu? Da. A trecut o lege care este legea bunului simț, nu? Adică până acum era de bun simț să lași o femeie însărcinată sau pe cineva cu un copil mic în brațe să lași în față la o coadă. E, asta s-a legiferat acum. Trebuie să permiți accesul prioritar al persoanelor cu copii mici când este o coadă, să permiți accesul la casă, la Chișinău. Magazinele la trebuie să ofere posibilitatea asta. Nu, coada să ofere posibilitatea asta. Adică dacă nu îi oferi posibilitatea, poți fi amendat dacă cineva... Adică gândește-te așa, e o coadă, da? Mare. Și vine o persoană cu un copil mic în brațe. Are dreptul să intre în față la coada respectivă. Dacă te opui, amenda este între 500 și 1000 de lei. Legea mai are niște prevederi referitoare la locuri de parcare și așa mai departe. Nu vorbim despre asta, vorbim despre acest caz. Așadar, în Cluj, coadă în față la primărie. Știrea care este difuzată de Observator News spune că șoferii au stat în fața primăriei toată noaptea ca să prindă loc de parcare rezervat. Deci, la începutul anului s-a deschis lista pentru locuri de parcare în Cluj, înțeleg. Evident, sunt mult mai puține locuri de parcare decât mașini. În Cluj, înțeleg că diferența este de vreo 5 ori. Și oamenii au stat foarte mult la coadă. Dimineață, prin fața unei cozi de 100 de persoane, a trecut un domn care avea așa un copil în brațe și altul de mână. Copil mic și s-a venit dus... cu doi ca să fie sigur. Da, bă, ca să aibă backup. Și s-a dus direct în față. Și oamenii de la coadă s-au luat de el. Au început să-i strige, să-l înjure: nesimțitule, ce faci, porcule, și așa mai departe. Păi, dar noi stăm aici toată noaptea, mă rog. Mulțimea l-a acuzat că se folosește de cei mici ca să nu stea la coadă. El a zis că este dreptul lui legal și ca atare, lăsați-mă în pace. Ce părere aveți? Deci, aș vrea să știu, puneți-vă în pielea celor care stau la coadă. 0372069599 e numărul nostru de telefon. Avem și WhatsApp, mesaje audio, 0728 3132. Deci, vă puneți în pielea celor care stau la coadă o noapte întreagă. Și vine un nene cu doi copii mici și defilează prin fața cozii, se duce direct în față pentru a lua ceva care e număr limitat. Adică nu e vorba doar că stai mult timp, dar e vorba de fapt și de faptul că cantitatea ceea ce se dă acolo este limitată, da? Oricine se bagă în față s-ar putea, da, să... Nu e magazin, să zici că era coadă la pâine și e pâine pentru toată lumea. Sunt 40 de pâini. Ce faceți în momentul ăla? Și ce faceți în condițiile în care, să zicem, că nu ziceți nimic, dar vecinul de coadă începe să înjure? Ce faceți? Sunați la poliția locală? Vă alăturați vecinului de coadă care înjură? 0372069599 și mesaje pe WhatsApp 0728 3132. Și varianta a treia, cea mai frecventă: scoateți telefonul și filmați. Sau scoți telefonul și suni la Oana. Oana, adă-l pe la micu. Da. Acu, da. Acu. Am și eu un băiețel în clasa a treia sau a patra. Mă rog, după băiețel. Foarte multă lume interesată de subiectul despre care am vorbit mai devreme. Da, iată o speță interesantă, așadar în Cluj-Napoca o coadă foarte mare peste noapte, înțeleg, la primărie, pentru înscrierea pentru locuri de parcare. 100 de oameni au stat acolo toată noaptea. Dimineața a apărut un cetățean cu doi copii mici și, invocând noua lege a bunului simț, a intrat în față. Acum, el nu... și e posibil, adică legea îi dă dreptul și poate chiar avea treabă cu copiii, adică nu avea unde să-i lase, se ducea la serviciu. Nu putem să-l acuzăm că a făcut-o intenționat, n-avem nicio dovadă în sensul ăsta. Așa e. Hai să începem cu un mesaj. Ce părere aveți? Da, mă pun în pielea celui care stă în coadă și îl văd pe ăsta că trece cu doi copii și mă gândesc, cum de nu mi-a trecut și mie prin cap așa ceva? Foarte deștept. Băi, ăsta apare copii de închiriat. Da. Serios. A verificat oare cineva dacă sunt copiii lui?
Păi cum verifici? Cer certificat de naștere? Da. Bună și asta. Deci eu spun că o să apară niște antreprenori care în jurul unor cozi mari de genul ăsta o să fie 1, 2, 3 puradei. Marius, bună dimineața! Neața! Bună dimineața, dragilor! Salutare! În primul rând vreau să vă spun la mulți ani, nu ne-am auzit pe acest an. Să trăiești! Aici ce e zici? Un pic mai complicat, fiindcă legea bunului simț, dacă stăm să o gândim și cunosc destul de bine ceva pe partea asta în ce ține legea, când umbli la o lege în ceea ce ține civilizarea unui popor și dai o lege, deja tinde spre dictatură. Și aici nu e bine. Trebuie cumva ca oamenii să înțeleagă dinainte de a da o lege că trebuie să fim buni unii cu ceilalți. Da. Iar treaba asta cu copilul luat în brațe și dus la coadă, mă știu destul de când eram copil și stăteam la cozile Ceaușiste, știți și voi, veneau foarte mulți cu copiii. Uh-huh. Iarăși... Ce ai fi făcut tu dacă erai în coada respectivă? Eu, sincer, personal, acum... aș fi înțeles situația, fiindcă, na, vezi un om cu doi copii în brațe și zici, bă, nu avea cu cine să lase, fiindcă noi oamenii, din păcate, judecăm ceea ce vedem. Reporterii, nu știm niciodată. Reporterii și de la Știri de Cluj spun că a ieșit cu huiduieli, cu scandal, a trebuit să intervină agentul de pază, oamenii s-au revoltat. Adică, pare să fi fost un moment. Da. Amalia, bună dimineața! Bună, Amalia! Bună dimineața! Bonjour. Până acum am vorbit doar domn, bărbat, stat. Ați un domn. Înțeleg pe ei, o singură doamnă am auzit-o. Da. Și eu sunt mamă, sunt și bunică. Țărumă, dar da? Dezaprob gestul domnului cu cei doi copii. Dar poate avea nevoie cu adevărat. Adică poate chiar n-avea cu cine să lase copiii respectivi. De ce să presupunem că era șmecher? Poate că era bine intenționat. Dar eu n-am spus că e șmecher, eu am spus că dezaprob. De ce dezaprobi? Pentru că nu a procedat corect. De ce adică n-a procedat corect? El știa dinainte, a fost o chestie premeditată, știa dinainte că lumea va sta la coadă și bineînțeles că și-a luat copiii chipurile, că nu are cu cine-i lăsa. Probabil că nu avea cu cine-i lăsa. Sau îi ducea la grădiniță sau la școală, da? Nu că e vacanță, doamnă, dar nu putem pleca de la primiză. Nu e vacanță astăzi, nu începe școala. Păi nu, asta a fost zilele trecute. Știrea de zilele trecute. Exact, da. A fost azi noapte. Iar omul poate era în trecere cu copiii și a văzut o coadă. Și a zis, la ce se stă? Nu vă supărați. La locuri de parcare. Nu prea cred. Nu prea cred în asta. Hai, tati, să vedem unde se dau locurile astea. Ia ghiciți cum mă uit eu la fica mea în momentul acesta și ce planuri avem noi mâine dimineață. Bun mesaj. Ia fii atent cine scrie cine. Ia. Zice, sunați-o și pe Mirela Retegan să răspundă, a prevăzut o astfel de speță inițiativă legislativă? Gând la gând, uite, Mirela e în direct cu noi în dimineața asta. Bine venit, Mirela! Bună! Bună dimineața! Uite, bună, Mirela. La mulți ani, Mirela! La mulți ani! Uite pocinoc, Mirela! Cui de Doamne lumea! Ferește! Revoluție la Cluj! Haos, Doamne, la Cluj! Măi! Da. Măi, oameni buni, deci eu nu cred că noi ne putem imagina câte situații se pot crea și pot fi cuprinse într-o lege. Este imposibil să-ți imaginezi așa ceva. Legat strict de subiect, am stat și am ascultat cu atenție fiecare părere și m-am gândit, mi s-a schimbat discursul de 10 ori în timp ce ascultam ce zic oamenii, pentru că tendința e să ne ducem cu cel mai convingător dintre ei. Mm-hmm. Dar încerc să-mi amintesc de ce am insistat eu să se facă această lege. Principiul, nu e, pentru... corect. Principiul e corect, dar ce faci cu cei care vor să abuzeze de asta? Adică, din ce faci păcate, cu cei care chiar o să-și închirieze copii pentru cozi? Din păcate, avem și astfel de oameni. Din păcate, ei există în oricare dintre situații. Și nu avem cum să îi intuim, nu avem cum... Scopul acestei legi este de a-i ajuta pe oamenii aia care stau la rând să nu se uite urât la o femeie însărcinată, la un părinte cu copil, ci să-și amintească faptul că există situații speciale din viața noastră când, știi, e ca în trafic, când tu ești la volan și vezi pe ceilalți că nu se dau la o parte, eu îmi vine tot timpul să le spun, poate e maică-ta în mașină, poate e nevastă-ta acolo, copilul tău în salvare, dă-te la o parte. Trebuie cumva
să accesăm empatia asta din oameni, o să mai dureze. N-avem ce face. Iar pentru domnul care zicea că n-avem nevoie de o lege și că e dictatură, atunci când am început să studiem povestea, am descoperit că în toate țările civilizate, la baza educației a stat o lege. Doar că a devenit obicei în țara respectivă și nu mai e nevoie să fie invocată. Dar deocamdată o să ne întâlnim cu astfel de situații, pentru că a avut 6 luni să fie implementată și se apropie scadența. Amenziile sunt mari pentru cei care nu o aplică, pentru instituții, și atunci va fi lupta între masa de la coadă și omul, reprezentantul instituției, care este obligat să o respectă, pentru că altfel primește amendă. Dar eu cred că o să fie ca și cu fumatul. Mai țineți minte ce scandaluri a fost când s-a interzis fumatul în spațiile publice și acum când intrăm într-un loc în care se fumează, fugim încă în pământul, indiferent că suntem sau nu fumători. Eu cred foarte tare. Îmi place să cred că tăticul acela n-avea cu cine să lase copiii. Eu când am început Zurli, ăsta a fost primul lucru pe care l-am luat în calcul. Când ai un copil mic, în orice moment poți să-ți schimbi programul de la ușă. Face caca, îi dau mucii pe nas, vomită, se întâmplă ceva și trebuie să-ți schimbi planurile. Hai să nu-l judecăm greșit și să ne gândim că poate chiar nu avea. Iar din punctul meu de vedere, i-aș sfătui pe cei care pot să-și planifice niște lucruri să nu abuzeze de ea, pentru că riscăm astfel de situații și anulăm ceva foarte bun care chiar poate să ajute oameni în nevoie adevărată. Mirela, iartă-mă că nu cunosc termenii legii. La 11 ani se încadrează, adică... Nu. Ai ratat-o. Da, poți să mai faci un copil. Stai, am un nepot de 2 ani jumate la el, în ordine. Și mie voie să am un comentariu. Principiul legii este foarte corect și foarte bun. Și legea trebuie susținută. Nu cred că trebuie să negăm bunul simț doar, sau să nu practicăm bunul simț doar pentru că unii sunt nesimțiți. Adică, în mod evident, de orice astfel de prevedere care îi ajută pe cei care sunt în nevoie, vor profita la un moment dat și nesimțiți. Și mie, și sunt convins că nu sunt singurul căruia îi atrage atenția câte o mașină foarte scumpă de peste 100-150.000 de euro parcată pe locurile rezervate persoanelor cu handicap în parcările subterane ale mall-urilor și care au câte o etichetă de persoană cu handicap lăsată în parbriz. Nu pot să nu mă întreb, recunosc cinstit asta, nu pot să nu mă întreb dacă nu care cumva acolo s-a dat o șpagă pentru asta, dar pe de altă parte n-am nicio dovadă să gândesc așa, adică n-am nicio dovadă să fac o astfel de afirmație și mă gândesc că poate că omul respectiv, pornesc de la principiu că omul respectiv are dreptul să fie acolo și că nu contează dacă e bogat sau sărac, dacă are o problemă de dizabilitate, atunci trebuie protejat și așa. Mire, voi să spui ceva? Asta ar trebui să facem toți, pentru că felul în care noi gândim se reflectă asupra sănătății noastre. Și dacă mă gândesc la sănătatea mea, în primul rând, aleg să mă gândesc că omul acela nu a avut cu cine să lase copiii și încerc să-l înțeleg și să am răbdare dacă e să fie locul meu de parcare o să fie. Și apoi mai e ceva. Cred că oamenii cu copii mici au nevoie de locuri de parcare mult mai mult decât ceilalți. Nu vreți să fiți în pielea unui părinte cu 2 copii mici care trebuie să parcheze, să scoate copiii din mașină. Corect. Undeva. E adevărat și asta. Și părinții cu copii au nevoie și de pupici cu sclipici, ceea ce oferim și noi în această dimineață. Ne pupăm, Mirela, și îți mulțumim. Mulțumim. Cu drag. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.